Sfântul mucenic Ioan Valahul, sărbătorit astăzi în Biserica Ortodoxă Română, este ocrotitorul mai multor organizații de tineret din țară. Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Sector 2, este una dintre ele. Pentru a-și cinsti ocrotitorul, tinerii au participat aseară la slujba vecerniei, oficiată la parohia Doamna Oltea, iar astăzi s-au adunat la parohia Mărcuța. Membrii Ligii Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Sector 2, au participat astăzi la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți și diaconi la parohia Mărcuța din Capitală, pentru a sărbători ocrotitorul pe Sfântul Ioan Valahul. Încercăm să pregătim o generație mai aproape de biserică și mai aproape de suflet, ca omul să fie mai aproape de sufletul lui, pentru că aceasta este poate viciul societății actuale. Omul se depărtează de el însuși, de sufletul lui. Și încercăm să ne apropiem de sufletele noastre, iar patronul LTCOR-ului, Sfântul Ioan Valahul, este un exemplu extraordinar în acest sens. Tinerii au mare nevoie de exemple. Cel mai tânăr martir dintre martirii țării noastre să fie exemplu pentru tineri. El a putut să fie martir pentru că a cunoscut valoarea sufletului și încercăm ca prin atragerea atenției și îndreptarea atenției tinerilor către Sfântul Ioan Valahul, ocrotitorul Ligii, să aflăm care este valoarea sufletului uman. Avem o emoție deosebită și emoția aceasta este deopotrivă personală, dar și a tinerilor din sectorul nostru, pentru că chiar de atunci de când l-am ales pe Sfântul Ioan Valahul, să știți că am avut o simțire, o chemare deosebită pentru acest sfânt. Apoi, cercetându-i viața, cercetând sinaxarul sfântului, am văzut virtuțile sale tinerești. Un sfânt tânăr, un sfânt plin de virtuții creștinești, tinerești, și suntem convinși că aceste virtuți le va împărtăși Sfântul și tinerilor noștri din protopopiatul Sector 2. Evenimentul de astăzi a fost organizat cu sprijinul protopopiatului Sector 2 Capitală și al parohiei bucureștene Mărcuța. Este o onoare pentru noi găzduirea hramului Ligii Tineretului Creștin Ortodox al Sectorului 2 Capitală. De asemenea, a fost o mare bucurie și înălțare sufletească pentru credincioșii parohiei noastre care au participat la liturghia în cinstea Sfântului Ioan Valahul, ocrotitorul Ligii. Este un eveniment marcant care ne aduce la oaltă tineri, preoți și oameni care sprijină de o viață întreagă biserica. Numai așa putem fi la oaltă, în cadrul Sfintei Liturghii. Liga Tineretului Creștin Ortodox are importanță mare în viața bisericii noastre, pentru că face legătura între tineret și credincioșii bisericii noastre. Deci ei preiau și duc mai departe credința cea adevărată. Ei sunt de foarte mare ajutor bisericii, se implică în toate activitățile pentru care a fost creată această ligă, adică de ajutorarea oamenilor care sunt cu nevoi speciale. Am organizat pentru ei tabere, conferințe, activități și în biserică și în țară. Peste 200 de tineri din parohiile protopopiatului Sector 2 Capitală sunt membri în această organizație creștină de tineret. Este o sărbătoare frumoasă a Sfântului Ioan Valahul la parohia Mărcuța. Ne-au anunțat aici duminica trecută părinții aici să ne prezentăm, că vor veni preoți din parohiile Chiar dacă vorbim de secolul 17, Sfântul Ioan Valahul consider că este foarte autentic și în zilele noastre, cu atât mai mult în zilele noastre. Tocmai cum spuneam, absența modelelor ne îndreptățe să căutăm astfel de repere. În primul rând de curăție, de moralitate și de mărturisirea dreptei credințe, pentru că din păcate asta ne lipsește din punctul meu de vedere. Mărturisirea dreptei credințe. Și e o datorie, până la urmă, a fiecăruia dintre noi să-L mărturisim pe Hristos. Pentru că Hristos a fost, este și va fi tot timpul prezent în mijlocul nostru și ca și creștini, asta e datoria noastră principală, din punctul meu de vedere, ca tânăr.
Liga Tinerilor Creștini Ortodoxi, filiala Sector 2, a fost înființată în data de 22 decembrie 2014.